Alături de noi în această dimineață este Gheorghe Irizanu, care este și fondatorul editurii Cartier. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața! Alături de noi este și Paula Irizanu, scriitoare și jurnalistă. Salutare, bine ai venit! Bine v-am găsit! O zi importantă pentru toată țara noastră, de fapt pentru toți cei care vorbesc românește, dar nu știu dacă e tocmai ceva special pentru familia dumneavoastră, pentru că promovați limba română à la carte în fiecare zi. E adevărat? Orba! Păi mă gândesc că poate e o zi cu adevărat importantă pentru generația părinților mei care au fost în piață în 1989, nu? Asta, în felul ăsta pasează întrebarea. Bine, este important să vorbești română în fiecare zi. Noi facem cărți și le facem în limba română, adică este o chestie ferească, nu văd absolut nicio problemă. Faptul că avem o sărbătoare, cred că e bine. Dacă vorbim de piață, că am văzut reportajul dumneavoastră în care se vorbea de efortul de trecere de la chirilică la limba română, pentru mine n-a fost un efort, fiindcă, de exemplu, noi priveam televiziunea română cu filme în engleză și subtitrare în română. Prin biblioteci, bibliotecile de acasă și de la bunicul meu erau cărți în română. Adică absolut n-a fost niciun efort. Jurnalul în armată nu l-am ținut în română. Frumos! Nu e frumos, asta era. Totuși a fost o perioadă de tranziție complicată pentru noi ca și popor. N-a fost complicat. Era mai complicat să faci un efort. De exemplu, când am început a lucra la, cred că la tinerii mei era, și ziarele au fi putut trece la limba română mult mai repede decât s-a trecut. Că a fost o perioadă de trecere din simplu motiv că ziariștii erau comozi cu tastatura în limba rusă. Deci trebuia să depui un efort ca să te obișnuiești cu tastatura și ordinea literelor în română. Adică cei care au vrut și au depus efort, au mers înainte, n-a fost absolut nicio problemă. Nu e un act de eroism că am revenit la firescul nostru. Exact, pentru că am revenit la firesc, am revenit la obârșie. Apropo, vreau să-mi spui, Paula, dacă, în afară de trăsăturile fizice, de fondul genetic transmis așa, din punct de vedere cromozomial, s-a transmis și dragostea față de arta scrierii sau ai dezvoltat-o în timp? Cred că aici au avut ceva de spus atât părinții mei, cât și profesorii mei de limbă română și învățătoarea mea din clasele primare, Silvia Cotelea, care ne încuraja să citim foarte mult. Și am început să citesc anume în clasele primare împreună cu învățătoarea și după aia, deja din gimnaziu, tata îmi recomanda cărți și eram mereu nemulțumit că nu citesc suficient. Și eu ziceam, dar eu citesc mai mult decât toți colegii mei. Și el zicea, dar nu e suficient. Și după aia, când i-am zis că vreau să devin scriitoare, el a rămas un pic dezamăgit și am zis, păi, dacă mi-ai dat atâtea cărți, citesc. Frumos! Da, de ce ați rămas dezamăgit? Unde a fost momentul ăsta de tristețe? Totuși este o profesie, jurnalismul în general. Bună ziua, ne-am trezit toți în jurnalism. Nu este cea mai profesie care îți oferă cea mai luminoasă perspectivă. Este foarte mult de lucru, foarte puțin bani. Totuși ați încurajat-o. Și în cazul dat, ca orice părinte, te gândești că vrei copilul că să aibă un viitor mai luminos decât l-ai tu. Da, a fost vreun moment în care ai regretat opțiunea respectivă? Nu, cred că am o viață mai interesantă decât colegii mei, sau foștii mei colegi de universitate, de clasă, care poate au nimerit în industrie mai bănoase, dar, de exemplu, lucrează non-stop și sunt nu sunt la fel de pasionați de ceea ce fac. Da, totuși, despre ce vă place să scrieți? Eu scriu, în jurnalism scriu despre cultură și politică în Europa de Est, în Republica Moldova, scriu pentru presa internațională preponderent. Pentru că atunci când am mers în Anglia la studii, eram deja frustrată, probabil ca mulți dintre concetățenii noștri, că știrile despre Republica Moldova se dădeau prin filiera corespondenților străini care stăteau la Moscova și care
mai degrabă vedeau Republica Moldova prin filiera rusă. Uh-huh. Și am zis că vreau să reprezint ceea ce se întâmplă la noi din perspectiva noastră și mă bucur că am reușit asta. Iar în literatură, mă rog, abordez diferite teme. Acum sunt pe filonul feminist. Foarte interesant, foarte curajoasă mișcare de altfel. Vreau totuși în această dimineață să vedem dacă vă amintiți de prima carte citită sau care este cartea preferată pe care ați lecturat-o. Prima carte pe care o citeam la infinit era Albinuța. Așa? Nu știam pe de roastă. Dar acum, mă rog, ultima carte care mi-a plăcut mult a fost trilogia lui Rachel Cusk, Outline, care autoarea vorbește despre, mă rog, a structurat un roman în baza conversațiilor, dar fiindcă e ziua limbii române, am să zic că autorii mei preferați de limba română sau scriitorii clasici pe care care îmi plac cel mai mult sunt Panaitis Strati și Mihail Sebastian, pe care nu i-am învățat la școală. I-am descoperit datorită tatălui meu pe Panaitis Strati și pe Mihail Sebastian deja din presă, din spectacole. Și dumneavoastră, domnule Rizal? Cred că e Acu și Barosu, o carte de Ion Creang, carte pentru copii, cu ilustrații de Igor Vieru, coperți verzi, anii 60, secolul trecut, și Poezii de seama voastră de Grigore Vieru, cu ilustrații, îmi scapă numele ilustratoarei, care cred că era cea mai frumoasă carte pe care am văzut-o. După aia era un dicționar francez-rus mic, foarte mic, pe care l-am scris, și dicționarul explicativ al limbii române, ediția Macrea, pe care de asemenea am scris-o în copilărie. Ce frumos! Dar un cuvânt preferat în limba română? Un cuvânt? Mm-hmm. Eu mă gândeam, de fapt, să mai menționez două cărți. În clasele primare am mai dezvoltat o pasiune pentru basmele lui Petre Ispirescu și pentru Dumbrava minunată a lui Mihail Sadoveanu. Dar n-ai zis care e ultima carte preferată pe care ai citit-o? A, dar nu mai am ultima carte preferată, adică citesc deja nume. De exemplu, datorită conflictului, am citit Marea Neagră de Charles King, un istoric american care a debutat ca istoric cu o carte despre Moldova, dar din cauza atitudinii pășuniste a istoricilor noștri s-a redirecționat și a trecut studii pe Marea Neagră și este unul dintre cei mai mari istorici astăzi pe Marea Neagră. Are o carte excelentă, Istanbulul, istoria orașului, și Odessa, care de asemenea e o carte actuală de Charles King. Dintre prozatorii care m-a impresionat în ultima perioadă din cei tineri, cred că l-aș, nu știu dacă mai este el tânăr, Cristian Fulaș, cu Ioșca, care mi s-a părut că literatura română sau proza română este făcută de prozatori puțini și de poeți care scriu proză. Fulaș este un prozator care își traduce, s-a ambiționat și are un proiect imens de a face o nouă traducere din Căutarea timpului pierdut al lui Proust. Și am să adaug și o scriitoare, ca să fie gender balance, echilibru de gen. Una dintre prozatorile mele favorite este Lavinia Braniște, o scriitoare stabilită la București, care scrie despre experiența femeilor tinere în ziua de azi, cum e să fii femeie tânără într-un oraș din România. Dar nu am să întreb de ce îți place, pentru că am înțeles, ai spus deja răspunsul ceva mai înainte. La vine scriitoare deja canonică. Apropo, atunci când o să descoperi până la urmă tinerețea fără bătrânețe și viața fără de moarte, elixirul pe care tot Ispirescu-l caracteriza, noi nu l-am mai găsit, sper în cărțile tale să îl identificăm. Până la urmă, un cuvânt ce vă place tare mult cum sună românește, care ar fi? Mie îmi plac cuvintele astea haioase de gen ștrengar, care nu le folosim așa în fiecare zi și după aia știi, dai de el undeva și zici, oh, ce cuvânt! Sună bine! Da.
Și îmi place să mai traduc și expresiile frazeologice din român în engleză și din engleză în român, pentru că descoperi cât de absurde sunt, dar da, și minunate în același timp. Asta e un subiect tare bun de abordat într-un interviu ulterior. Și dumneavoastră, domnule Rizanu? Fac top cuvintelor, dar cred că finul nostru care învață a vorbi acum și are 3 ani utilizează apoi. Și după aia spune cuvinte care nu le înțeleg nici părinții, dar apoi... E foarte clar, e cumva... Și aș vrea totuși să vă întreb dacă în Republica Moldova sunt scriitorii curajoși și dacă se citește actualmente. Ce înseamnă scriitori curajoși? Care să intre în această lume a scrisului? Spunea și dumneavoastră că e o lume așa, mai delicată. Scriitorii de două tipuri. Sunt scriitorii care scriu din ambiții și scriitorii care scriu să-și din terapie. Adică noi nu putem vorbi de scriitori curajoși. Poți fi curajos atunci când ești foarte sincer și mergi până în capăt în ceea ce scrii. Asta, dacă vorbim de ce înseamnă un scriitor curajos. Pe de altă parte, noi avem scriitori foarte buni și eu spun cu orice ocazie că dacă s-ar investi în cultură, atât cât s-a investit în beneficații, sumele de export în Republica Moldova cu siguranță ar fi mai mari. Cu siguranță. Eu aș da și niște nume. De exemplu, mie mi se pare că Tatiana Țibulac a fost foarte curajoasă în romanele ei, în special în Grădina de Sticlă. Mi se pare că Alexandru Bordean a fost curajos în experimentele lui literare, pentru că el își asume experimentul cumva ca stil. Mi se pare că Alex Cosmescu este curajos în poezia pe care o scrie, pentru că nu scrie după canoanele cumva te poate face popular, dar uite, a reușit să-și vândă volumul, cred, într-o săptămână, două săptămâni, fiindcă are o comunitate puternică și fiindcă este atât de autentic, curajos, de autentic. Exact. Și pentru echilibru trebuie să revin și la generația mea, adică fiindcă astăzi totuși este mai ușor să fii curajos decât să fii curajos în anii 90, cu scrietorul lui Costi Chicheanu, de exemplu, Totul despre mine sau Mielișor, care sunt printre cele mai frumoase prozi scurte ale literaturii române de după 90. Emilian Galai cu Păun, cu poezia lui din anii 90 și ceea ce a făcut mai încoace, dar deja sunt scriitori care s-au clasicizat, dar trebuie să vorbim și despre curajul scriitorilor din anii 50, fiindcă, de exemplu, dacă nu era curajul lui Druț, Vieru, Beșleagă, Vasilache, Busuioc, atunci noi nu știm în ce limbă am fi vorbit astăzi și cât de dureros sau cât de firesc ar fi fost trecerea de la limba moldovenească la limba română. Fiindcă în anii 50 s-au dat marile bătălii dintre limba vorbită literar și limba vorbită la Tiraspol. Și dacă în acea bătălie reușea și a fost important Andrei Lupan în acea bătălie, care noi astăzi uităm despre el, sau Samson Șleahu, sau Emilian Bucu, nume care noi ne-am obișnuit să le scoatem din istoria literaturii. Dar a fost foarte, foarte important pentru viitorul literaturii noastre. Tot așa cum cartea lui Vieru, Numele tău, a schimbat radical, adică a fost poezia până la 1968 și după aia a fost poezia română din Basarabia de după 1968. Adică sunt situații, sau anul 1966, când au apărut cele patru mari romane ale literaturii române. E vorba de Povara bunătății noastre lui Druț, chiar dacă el a apărut în 63 și după aia în 70 în română din cauza cenzurii de la Chișinău. Povestea cu Coșul Roșu a lui Vasilache, Singur în fața dragostei a lui Aureliu Busuioc și Zbor frânt a lui Vladimir Beșleagă.
Am senzația că dacă aș putea, dacă aș avea capacitatea să intru în creierașele dumneavoastră, aș vedea o bibliotecă cu tare multe rafturi și mă bucur enorm de mult că am onoarea să discut cu dumneavoastră în această dimineață. Eu vă mulțumesc din tot sufletul, sper să ne revedem în cel mai scurt timp posibil. Poate profităm cât mai ești încă la Chișinău să discutăm și despre traducerea acestor expresii în limba engleză. Între timp, să vă bucurați de această zi și să găsiți întotdeauna cuvintele potrivite pentru a vă exprima românește. Mulțumim! Mulțumim!